Salut, eu sunt Florin și de data aceasta nu fac review la un gadget, după cum v-am obișnuit, ci fac prezentarea lui Moto Razr 5G, viitorul telefon pliabil al Motorola. Eu și colegii mei de la Startup.ro participăm la multe conferințe și evenimente unde vedem cele mai noi gadgeturi. De obicei scriem despre ele pe site, însă de data aceasta ne-am gândit că ar fi interesant să adaptăm acel conținut și pentru YouTube. Așadar, azi vorbim despre Moto Razr 5G, fără să avem produsul aici. După cum îi spune și numele, acest telefon nu este foarte diferit de anteriorul. Nu este Razr 2, ci Razr 5G. Înainte să vorbim despre specificații și camere foto, ar trebui să ne uităm la designul acestui telefon. Mai ales că Motorola îl poziționează ca pe unul stylish, un statement. După cum se poate observa, Motorola nu a făcut modificări radicale de design pentru acest telefon, ci a rafinat designul lui Moto Razr 2019. În primul rând, bărbia este mai mică, nu mai este la fel de butuconoasă ca pe modelul anterior și se arcuiește puțin. Drept urmare, senzorul de amprentă de acolo a fost mutat pe spate pentru o utilizare mai facilă. Și la nivel de construcție, lucrurile au fost îmbunătățite. Structura este tot din aluminiu, dar de data aceasta avem sticlă Gorilla Glass pe spate, iar balamaua a fost mult îmbunătățită. Telefonul se închide plat, fără spațiu între ecrane și are rezistență la stropire și la ploaie. Deci, dacă te prinde o ploaie cu telefonul în buzunar, ar trebui să fie ok. În ceea ce privește dimensiunile, noul Razr este similar cu modelul anterior, însă puțin mai compact atunci când este închis. Modelul 5G are o greutate de 192 de grame și atunci când este închis este la fel de compact ca un pachet de cărți de joc. În ceea ce privește rezistența produsului, cei de la Motorola ne asigură o funcționare de cel puțin 5 ani cu 100 de plieri în fiecare zi. Fun fact, un utilizator obișnuit își deblochează telefonul de 45 de ori pe zi, iar un power user ajunge la 100 de deblocări. La fel ca și la versiunea anterioară, Motorola nu ne oferă the best pe telefonul său pliabil, însă suficient, zic eu. Avem procesorul Snapdragon 765G, 8GB memorie RAM și 256GB spațiu de stocare. Bateria a crescut de la 2510 la 2800 de mAh, deși telefonul este puțin mai mic. Mai avem 5G, încărcare la 15W, Bluetooth 5, Dual SIM și o cameră foto principală de 48 de megapixeli, ajutată de un senzor TOF și una selfie de 20 de megapixeli. Alegerea procesorului 765G este justificată de Motorola prin prisma eficienței acestuia. Și este normal, avem de-a face cu un telefon mic cu o baterie mică și producătorul trebuia să asigure o autonomie de cel puțin o zi de funcționare. Ca și modelul de anul trecut, Razr 5G are două ecrane OLED. Unul mare de 6,2 inch cu o rezoluție Full HD Plus și unul mic de 2,7 inch cu o rezoluție de 800x600 de pixeli. Ecranul mare are un notch destul de mic unde este ascuns un difuzor și camera de selfie pentru momentele când vrei să-ți faci poze cu ecranul deschis sau pentru apelurile video. Schimbările au fost făcute pe partea software și Motorola a crescut funcționalitatea ecranului mic. Acum poți face și mai multe lucruri cu telefonul închis. Poți să răspunzi la mesaje, poți primi indicații de navigare pe Maps și așa mai departe. Practic, cei de la Motorola au insistat foarte mult pe felul în care se folosește telefonul atunci când este închis. Că nu trebuie să-l desfaci de fiecare dată când primești o notificare și că ești mai puțin distras de la activitatea pe care o faci. Less time browsing, more time doing, ca să-i citesc direct. Poți să faci și fotografii cu ecranul închis și îi zic că este the most advanced selfie camera. Rămâne de văzut deoarece și cu Zenfone 6 sau 7 poți face selfie-uri cu camera principală. La fel și cu Fold 2. Camera este de 48 de megapixeli și scoate poze de 12 megapixeli prin gruparea pixelilor la deschiderea maximă a diafragmei de f1.7 și are stabilizare optică. Pentru portrete și un autofocus mai reușit, Motorola aduce și un senzor TOF cu laser. Telefonul poate filma 4K la 30 de cadre pe secundă sau Full HD până la 120 de FPS și are și o opțiune de slow motion HD la 240 de FPS. Modelul de anul trecut avea o cameră principală de doar 16 megapixeli și fără stabilizare optică, iar camera de selfie era una de doar 5 megapixeli. Telefonul va fi disponibil în 3 culori: Blush Gold, Liquid Mercury și Polished Graphite, adică auriu, gri și negru. Eu sunt Florin, aceasta a fost prezentarea lui Moto Razr 5G și dacă ți-a plăcut acest video, lasă-ne un like și scrie-ne în comentarii dacă vrei să mai vezi asemenea clipuri. Pe data viitoare!